Ne-am adus afine să mănânce, pentru că nu prea mănâncă mâncare, sunt răciți amândoi. Și este prima dată când răcesc după ce ne-am mutat. Deci de când ne-am mutat este prima dată de când răcesc. Înainte răceau din două în două săptămâni în apartamentul acela și tind să cred că ori era ceva, vreo bacterie pe pereți sau nu știu, poate stresul din cauza vecinului pe care l-am avut și le scăzuse imunitatea, nu știu. Dar oricum, ideea este că după atâta timp de când ne-am mutat în casă, este prima dată când răcesc. Și am răcit și noi adulții, deci toți patru suntem răciți. Și le-am adus afine să mănânce pentru că mâncare nu prea mănâncă fiind bolnavi, așa că le dau fructe, multe lichide. Și vreau să vă arăt ce a primit Cipri. A fost la cumpărături în DM și cred că a activat vreun cupon sau ceva de pe aplicație. Mami, pentru că... a primit a primit aceste gentuțe pentru igiena personală a copiilor, cel puțin eu asta am de gând să fac cu ele, să le folosesc când plecăm în excursii, și fiecare are gentuța lui în care o să pun periuțele de dinți cu gelul de duș, cu săpunul lor, poate un mic prosop pentru față, să vedem, dar sunt foarte simpatice, îmi plac atât de mult. Cine aruncă coafine? Acum le adun să le mănânci, le cauți. Așa, păpați că sunt bune, sunt pline de antioxidanți. Și vă mențin tineri și frumoși, nu faceți riduri de la ele, nu-i așa, Edi? Da. Așa, uite, niciun rid nu are Edi. Super! Edi, fă așa. Să vedem dacă ai riduri. E ocupat, Eric. Mami, a făcut așa atare? Și are riduri? Nu. Vezi dacă mănâncă afine? Una singură. Unul singur? Acum nu mai are niciuna. Foarte bine. Au mâncat tot copiii mei. Le-au adunat. Și le-au mâncat. Mă duc să văd dacă mai sunt. A venit tati! Ah, iubirea asta dintre frați! Da, ce faci? Nu te lasă! Vrei și tu, lasă-l și pe el! Așteaptă, mami! Da, și tu vrei, știi, mami! Așteaptă încă! Cine știe ce înseamnă izlibădiv? Că ce-ai face? Aaaa, ce duce! Pitejan! Și asta? Pentru tine și asta e pentru Eric. Wow! Jucării noi! Super! Să le desfacem, să vedem ce este. Hai să desfacem, Eric. Vrei? Te ajută mami, bine? Mami? Da? Eu știe că știi mai înainte a făcut așa. Da, știe, sigur. Știu să desfacă, ca și tine. Tu nu te mai duci. Nu, că știu că te descurci și ești băia mare. Eu le ajut pe Eric, că el nu poate singur, da? Da, deci amândouă sunt pentru amândoi, da? Vă jucați împreună, da? Cu ambele jucării. Unde nu știe Eric, tu îl ajuți și îl înveți că ești frățiorul mai mare, da, Edi? Iar răspund să construiască acolo. Apelea! Asta nu știu, face parte din lucrat. Ia să vedem. Mami, da. Asta noi am bucat a trecut. Da. Da, și s-au pierdut prietenii. Oh. Și-a avut surpriza asta. Da, uite, ai dreptate, am avut din asta, doar pe altă culoare. Wow! Știi ce sunt? Piese magnetice. O magnet. Poți să construiești ceva interesant cu ele. Chiar sunt curioasă să văd ce alegi să construiești. Uite, uite, Eric, hai să-ți arate mama, uite. Eric! Iubire! Iubire! Ia la mama! Hai să te arăt, mami, uite!
Tioc. Așa. Ia uite. Ia uite. Construim. Construim, da. Așa. Așa, băiatul. Te vedem. Nu se amânesc. Păi, nu se amânesc, trebuie să pui ceva să se amânesc. Ia, fete, să vedem aici. Ia, hai să vedem ce construim noi de aici. Ce ne învață să construim? Ia, hai să facem mașința asta, vrei? Uite, de aici începem. Deci, ai nevoie de piesă din asta, hexagonală. Ce culoare are? Ce mare e. Da, este foarte mare și foarte frumos. Îmi place cum a ieșit. Bravo, sunt mândră de tine. Te-ai descurcat minunat. Uite și acoperiș are aici. Super. Este așa? Aici? Nu mai trebuie nicio piesă? A, nu, asta vine invers. Tot asta vine invers aici. Wow, dar e și super fain. Ce interesant e jocul ăsta. Ține un pic, Edi. Asta de la mijloc. Parte de mijloc, nu. Ridică tu partea de mijloc. Eu trag de... așa. Și întoarce invers cu partea asta aici. Un braț de cameră, piticule. Piticule, piticule. Piticotu. Așa. Wow, da, frumos, îmi place. Un tractor. Nu? Un tractor a ieșit. Da, uite. Da. Campina? Da, e tractor. Înțeles că trebuie să mă tund. Nu mai o, ce mare l-ai. Nu mai apă până merg. Hai grijă să nu te împiedici. Dar sunt de că sunt răcit. De ce? Nu ai putere. Edi, te rog să te încalci, bine? Mulțumesc. Că pe jos aici e mizerie unde nu-i putea. Să ducă să-și pașa, vedem cu ce. Ok? Am reușit să-mi aranjez și sertarul acesta cu folii alimentare și pentru copt și este ceva provizoriu, temporar, pentru că altcumva vreau să le aranjez, dar ca să stea cât de cât în ordine, m-am gândit să le pun așa. Aici am mai multe pachete cu șervețele pentru nas. Și da, arată bine, doar că este ceva temporar, doar.